poveste simplă, schematizată, foarte bine gândită. Sau desconsiderăm importanța reală și fundamentală acestora și efectul lor în viața noastră. În sensul că asimilăm orice poveste. Ne expunem oricărei povești cu gândul că e interesant, e plăcut, e frumos, e provocator, excitant. Dar ne dăm seama că prin fiecare poveste suntem puțin, câte puțin, conduși, călăuziți către o direcție anume. Nu există poveste fără o morală. Și morala aceasta, să spunem că este una pe care o mare parte din spectatori o deslușesc, una dintre ele, să zic. Dar este o morală care se află dincolo de personaje și de situații, care constă în codificarea comportamentului. Deci comportamentele în orice narațiune sunt codificate. Și noi nu percepem conștient care este codul, dar îl învățăm. Adică mintea noastră este capabilă să rețină poveștile acestea și să le decodifice propria viață, punându-le în funcțiune, punându-le în practică, fără ca noi să conștientizăm că cândva am văzut acea poveste și că chiar acea poveste ne-a dirijat nouă destin. Chiar spunea cineva la un moment dat, într-una din conferințele în țară, nu știu unde eram, că a fost un film și din filmul respectiv, de început, filmul respectiv și-a schimbat viața. Era un film cumplit, adică nu și-a schimbat-o pozitiv și s-a trezit după 15 ani pierduți de în care și-a distrus complet viața. Și acum era în refacere. Și vezi, era ce film a plecat totul? O poveste. Se rog că vedem multe povești și nu toate au aceeași influență. Unul influențează mai mult pentru că se potrivește mai bine. Unul influențează mai mult pentru că, la momentul în care a vizionat-o, era mai receptiv. Nu știm care sunt legile astea. Pentru unii se potrivesc mai bine pentru că empatizează mai bine cu autorul, cu personajul. Empatizează pentru că capacitatea lor de empatie e mai ridicată, empatizează pentru că se aseamănă mai bine cu personajul sau găsesc asemănări, empatizează mai bine pentru că se află într-un moment greu în viață, într-o criză, îndepărtat de părinți, lipsit de afecțiune și atunci caută să se agațe de ceva. Se agațe de o poveste. Ca să vorbim despre căsătorii, mă iertați, am și o neputință, că am început de azi, pe fond de stres, da? Îmi cer scuze. Ca să vorbim despre concubinaj, căsătorie, abstinență, ar trebui să o luăm cumva de, țin mai din spate, să găsim un reper. Și eu nu alt reper pot găsi decât societatea tradițională, așa cum era ea lumea de mult, ca să înțelegem unde ne aflăm acum. Că fără reper nu poți să știi unde te afli. Și una din mare probleme a românului contemporan este că în societatea mediatică, unde informația e atât de fluidizată, s-au pierdut reperele. Noi nu mai știm nici cum erau înainte, cei dinaintea noastră, nu mai avem nici istorie, nu mai avem nimic, nu mai avem cu ce să ne ancorăm. Nu mai avem nici realitate, pentru că de mult stau oamenii în fața micilor ecrane, că au pierdut contactul cu realitatea. Și nu-și dau seama că asta este un lucru cele mai importante sau cele mai grave ca și consecințe în viața lor. Pierderea contactului cu realitatea, rădăcinile pe care, prin care noi tragem seva și este cu adevărat o sevă pe care o primești din spațiul acesta. Să mutăm undeva scenariul, spațiul american. Că filmele de acolo ne vin în majoritate, Hollywood este cel care a generat această lume virtuală, preponderea. Și să vedem cum se comportau John și Joanna într-o societate tradițională americană, de acum 70 de ani. Ne aflăm undeva la începutul secolului al 20-lea. Și nu s-au schimbat. Până prin anii 50, să știți că lumea a fost cam constantă în obiceiuri. Lumea americană era un lume puritaniști. Mai puritan decât europenii. Lucrurile au foarte clare. Conservatori, tradiționaliști, mai ales cei din Sud. Și atunci, cei doi, să zicem că aveau posibilitatea să se descopere unul altul, acolo, sau aici, sau oriunde în altă parte, să se îndrăgostească și să înceapă poezia.
Existau două moduri de a continua. Unul era fata stăpână pe sine și băiatul cuvincios. În general, băiatul era, este în general puțin mai agresiv în relaționare. Hotăra și spunea, dacă mă iubești, vină la tata și cere-mă căsătorie. Și atunci el trebuia să meargă să vorbească cu părinții lui, și să hotărască dacă într-adevăr este potrivită și mergea și cerea în căsătorie. Aceasta spune că era media. 70, 80, 90 și ceva la sută, 95-97% din cazuri cam așa se desfășurau. Ceea ce asta se pare incredibil. Când, bineînțeles, când nu hotărau dinainte părinții care să fie alesul. Groaznic, nu? În contextul lui de astăzi. Îngrozitor, îți dai seama, hotărât statul pentru tine cu cine ții. Dar constată astăzi cercetările în domeniul sociologiei acestei familii că mult mai nimerită este căsătoria atunci când cunoști părinții și când părinții au același statut și aceleași istorie și aceleași tradiții de familie și aceleași așteptări. Pentru că se vor împlăta mai bine. Vom vedea mai încolo una din condițiile fundamentale ca să funcționeze o viață de familie este ca cei doi să se potrivească. Domnul vorbea acum despre asta, că tot am început. Se numește omogamie. Cu cât se potrivesc mai bine, cu atâta șansele de bună conviețuire sunt mai mari. Dincolo de dragostea aia, care este sau nu este, care este și poate să dispară, ca formă sau ca apropiere, mai mult sau mai puțin erotică, sau mai mult sau mai puțin compasională, după cum vom vedea. Omogamia înseamnă să semeni cu celălalt. Am cunoscut cupluri în vârstă și cu o atmosferă foarte tristă în casă. Dar nu stat o viață întreagă, au crescut și ei, 2-3 copii. Lui îi plăcea la munte, îi plăcea natura, ei îi plăcea magazinele. Și el nu mergea la magazin, el nu mergea la munte. Și atunci, și nu avea nici subiecte comune de discuție. Nu lucruri foarte grave, lucruri simple. El are 70 ceva de ani, are tot așa, foarte triști. Pentru că o viață întreagă ei n-au avut ce să-și spună. N-au avut alte... alt universul de compatibilitate, de simpatie, de sensibilitate. Altul îi plăcea femeii la biserică și lui la bar. Iarăși, deci nu, dacă nu se potrivesc, dacă nu funcționează pe aceleași coordonate, este foarte greu să ajungă la un numitor comun. Iar eu vă spun dintr-un început că cel mai important lucru în viața de familie este să găsești cât mai multe numitoare comune. Pentru că în comun, viața de familie se trăiește în comun și trebuie să te înțelegi. Ca să te înțelegi, trebuie să existe aceste locuri comune. Sigur că dragostea te apropie de celălalt. Dar dacă este puțin altruistă, ci mult egoistă, cum este dragostea aceasta erotizată zilele noastre, atunci nu te apropie foarte mult. Și nu te face mai bun. Și oricum, e foarte greu să renunți la tot trecutul tău, la toate așteptările tale, ca să le dai după celălalt, în condițiile în care cealaltă e cu totul diferit de tine. Deci, faptul că părinții alegeau pe cineva din aceeași comunitate, alegeau pe cineva de același nivel social, cu aceeași educație sau cu educație asemănătoare, și atunci era foarte probabil ca oamenii aceia să se împace. Trăiseră la fel, aveau aceleași așteptări, aceleași gânduri prin viață. Într-o societate globalizată, lucrul acesta devine aproape imposibil sau foarte greu de realizat. De aceea, când îi sfătuiesc pe oameni, zic, căutați pe cineva dintr-o vecinătate. Și poate nici măcar nu neapărat geografică, dar dintr-o vecinătate ca și preocupări ale părinților, ca și mod de viață sau mod de înțelegere al copilului, pentru că chiar dacă s-au apropiat, să spunem, unul de celălalt, dacă ei au avut un istoric de familie complet diferit, vor aștepta lucruri diferite. Un caz cu care m-am întâlnit și pe care tot îl dau exemplu la conferință este un soț care era extrem de disciplinat, de curat, de obsedat de detaliu, iar nevasta lui era dimpotrivă. Se poate să fie și invers. Nevasta să fie obsedată de... Și nu s-a înțeles, s-a luat divorț. Din acest simplu motiv. El avea pretenția ca lucrurile să aibă fiecare locul lor și ea înțelegea acest lucru. Înțelegeam. El îi reproșea, ea îl disprețuia, el îl înjura, ea îl disprețuia și mai mult. Și uite, așa au ajuns la o dramă. Pragul despărțirii. Și te întreb, dar eu mă
m-au chemat cumva așa să negociez și l-am întrebat-o pe așa, dar vă bate? Ce nu, nu vedeți? Tot e bine. Asta așa ca să puțin să diminuez, pentru că am conștiința că odată divorțați, nu se le merge mai bine. De obicei se merge mai rău. Cunoscut un băiat, de cărui părinți s-au certat mulți ani și când m-au divorțat, s-au căsătorit fiecare cu unul, cu altul, care avea toate defectele pe care el le imputa soțului sau soției. Toate defectele. Și pe care soțul sau soția chiar nu le avea. El era și copil, îi vedea pe amândoi. Și lui îi spunea, mă, când mă cer cu nevastă, mă gândesc că dacă divorțez, o să iau pe alta, care este exact așa cum cred eu că este nevastă mea și parcă chiar nu este chiar așa. Și, în general, este foarte complicată. Divorțul introduce o ruptură în viața omului și un moment de criză. Sigur că omul duhovnicesc, omul care se întoarce către Dumnezeu și care își găsește adevăratele coordonate, poate să se salveze într-o măsură mai mare. Dar este foarte delicată problema. Am vorbit despre faptul că John și Joana se luau așa pentru că țineau de tradiție și tradiția le spunea ce trebuie să facă. Lucrurile au foarte clare. Dar se putea întâmpla să fie primăvară cum e acum și frumos afară, nu cum este acum, să fie înfloriți copacii și câmpul și ei să se află undeva și să se producă inevitabilul. Așa că noi românii le spunem copii din flori. De aici sunt copii din flori. S-au născut în flori. Adică au fost concepuți în flori. Vedeți că totuși românul are o mare îngăduință față de căderea celuilalt. Nu sancționează în străinătate sau în alte culturi, sunt bastarzi. În fine. Și atunci el era pus într-o situație delicată. Poezia care începuse, prima strofă se editase deja, se putea încheia acolo, în sensul că el nu era pregătit sau se gândea că de fapt nu e chiar așa. Dar exista și o societate, existau și niște părinți, părinții ei, astfel că în America se cunoștea, exista acest termen de shotgun mariage. Deci căsătoria cu pistolul la tâmpă. În sensul că vrei, nu vrei, ai comis, ai luat-o. Totul îngrozitor pentru democrația zilelor noastre, dar un loc, pentru că nu aveam control. Nici familia lui nu era foarte fericită de comportamentul lui, nici societatea nu l-ar fi acceptat. Mai există un motiv pe care o să-l tratăm separat. Îți spune și cât de fericită era o astfel de familie. Se pare că era fericită pentru că nu divorțau. Astăzi, 90 și nu știu cât la sută din cazuri, se căsătoresc din așa zisă dragoste. Din aceștia, 50 ceva la sută divorțează. Cum se poate ca dragostea de astăzi să funcționeze mai prost decât funcționa pistolul din trecut? În contextul căderii de care v-am vorbit. Deci forța cumva băiatul. Mai era un fapt. Fata era foarte vulnerabilă. Ea era lipsită de drepturi. Deci statul nu se ocupa de drepturile ei. Și așa cum vede societatea, domnule, femeia era. Dar exista un drept natural. Exista un drept moral. Exista un drept recunoscut de societate care îi se acorda ei. Prin faptul că ea era vulnerabilă și a rămânea cu copil. Aceasta îl făcea pe tânăr. Chiar dacă părinții ar fi fost mai stăpuți să zic, n-ar fi avut pistol sau n-ar fi avut statutul social să-și permită să facă așa ceva, pentru că se putea ca băiatul să aibă un statut social mult mai ridicat. Însă, exista posibilitatea foarte multă din cazuri ca lui să moaie inima și să o ia din căsătorie, pentru că era vulnerabilă. El nu avea nicio altă posibilitate. El rămânea cu copilul și cu viața distrusă. Nu era milă, era ceva mai mult. Era un simț, măcar un simț al dreptății. Și iarăși, le spune, ce îngrozitor, vă dați seama să ții un om pe care poate nu-l dorești, tu hotărât, l-ai dorit, dar până la urmă te întrebi de ce totuși s-a unit, trupește și a trecut peste niște cutume care erau bine rădăcinate. Oricum, ce apela această condiție de vulnerabilitate a femeii? Apela la responsabilitatea bărbatului. Și îi activa, îi stimula responsabilitatea. Este un lucru foarte, foarte important, esențial în viața de familie.
așa cum erau, nășteau copilul și pe urmă mai nășteau încă unul și încă unul și încă unul, nedorit, cum zice ăștia, sunt copii nedoriți. Și ajungeau, dar aveau o familie mare, care bărbatul se mândrea și femeia se bucura. Copii mulți și se gândeau, plecau pe alt drum în viață. În fapt, povestea dintr-un început era depășită. Era depășită de calitatea celui care trăie. Nu de altceva. Nu de marea poveste de dragoste, care într-adevăr se putea naște mai târziu. Și inițial poate că nu exista. Sau poate că era doar o prindere. Era vorba de calitatea omului. Și dacă oamenii erau în aceeași comunitate și la un nivel asemănător, era foarte posibil să se înțeleagă, să se înțeleagă bine. Și oricum intrau pe niște trasee care îi duceau mai departe. Nu te blocau, nu te dădeau înapoi. Filmul însă a început să fie schimbat. De prin anii 50, odată cu apariția televiziunii și a cinematografiei, apare mai devreme, dar televiziunea prin anii 50 în America. Cinematografia apare înainte. Astfel că povestea, sau în poveștile acestea, lirica amorului începe să domine scena. În sensul că accentul cade, mai puțin pe apariția copilului, care inevitabil apoi apare, ci pe povestea, pe dramă, pe dragostea lor, dramatismul și romantismul acestei idile. Astfel că s-a început să se producă o modificare în mentalul colectiv. Fetele încep să viseze ceva anume. Și băieții, la fel, iar pentru ei este ok că pot să profite mult mai ușor de aceste vise, să le stimuleze la rândul lor. Visul lui nou zevar. Și într-adevăr, pentru foarte multe rămânea visul unui nou zevar. Deci, întâi încep să se modifice mentalitățile. La nivelul mediatic. Pe urmă, în paralel, lumea științifică se ocupă de dezvoltarea așa zisei permisivități, mentalității permisivității sexuale, care spune că trebuie să fii tot mai permisiv ca să fii sănătos mental. Venind de la Freud încoace, dacă problema aceasta trupească, întâlnirea se trupească, este în centrul existenței umane, cum așa spunea Freud, de la naștere, omul e determinat de aceste energii, de satisfacerea libidoului, spune el, am văzut să încet, încet mass media, pentru că Freud, ce a fost? A făcut niște teoriile, să zic, le reproducea după visele pe care le avea. El avea vise foarte multe. El fusese, a fost și bolnav, a fost un psihopat, neuropat, avea probleme psihice majore. A fost în tinerețe, se cunoaște și chestii biografia lui. Și din visele acestea, el construia acele teorii. Multe teorii s-au scris de-a lungul timpului, însă puține au fost mediatizate cum au fost toate teoriile lui Freud. Am câteva cărți publicate în America în ultimii decenii privind frauda aceasta imensă care a reprezentat-o, mediatizarea în spațiul american ca pe cel mai important lucru, cel mai importantă descoperire a tuturor timpurilor. Se vorbea despre ea peste tot. Până și în colțurile din România, zic, burgheză a vremii, se discutau teoriile lui Freud. În care se spunea sau se problematiza că de-aia oamenii sunt nefericiți, de-aia oamenii sunt nevrotici. Se parcă în trecut, când nu se știa de nevroză, aveau alte obiceiuri sexuale. Pentru că nu se realizează, nu se împlinesc ei în libidoul ăsta lor. Deci asta a fost a doua poveste. Prima poveste a fost modificarea narațiunilor, a doua a fost educația care a început să se facă, și asta a intrat în școli, cu problema permisivității și toți cercetătorii spuneau că trebuie să fii permisiv, cât mai permisiv, să schimbi mentalitățile. Și a treia, a fost educația. Educația. Deci a doua este pe partea științifică și a treia educația sexuală, care acum trebuie să fie introdusă și în România. Noi ne aflăm puțin în urmă. În America au introdus-o prin anii 60-70. Acum nu știu cu ce să iau mai întâi. Pentru că, din punct de vedere mediatic, a început să se producă o conversie a sentimentului de dragoste în actul sexual. Încet, încet, tot mai mult dragostea justifică sexul. Adică, iubești, e justificat să întreții relații. Pe urmă, dragostea implică relația. Pe urmă, dragostea este tot aia cu relația trupească. Ca să se ajungă astăzi ca relația trupească să nu corespundă sub nicio formă dragoste. Deci cam așa s-a mers, s-a evoluat sau s-a involuat de la formele superioare în care dragostea constituia ceva la ceea ce se întâmplă astăzi, în care dragostea nu mai are nimic comun sau foarte puțin comun cu ceea ce era odinioară. Fără să ne dăm seama.
Și vă spune cum, prin sentimentele, cum se mișcă. Să-și spun un lucru, că sentimentele se mișcă și sunt dirijate pe niște canale de conștiință pe care noi le-am precondiționat prin mesajele culturale primite. Lucrul acesta a fost descoperit de psihologia comportamentală încă din anii 40-50 și se lucrează în domeniul acesta. Adică creează niște așteptări în mintea noastră astfel încât noi, la un moment dat, ne putem imagina că este dragoste, ceea ce nu este dragoste. Și să facem în numele acelei iubiri lucruri care n-ar trebui să fie compatibile cu însăși iubirea în sine. Eu chiar le spun că una din cele mai bune probe ale iubirii, dacă este autentică, este aceea că în timp, ei face pe cei doi să fie mai buni. Adică, din toate punctele de vedere, să se înțeleagă între ei mai bine, să se înțeleagă cu alții mai bine, să fie mai deschiși, să fie mai binevoitori. Deci, dragostea are lucrarea ei. Dacă nu are lucrarea aceasta, ea nu este chiar dragostea aceea care trebuie să fie. Iertați-mă. În fond, aici, în ecuația aceasta iubirii, se îmbină eroticul cu atașamentul acesta altruist, dragostea compasională, companionă, cum spun psihologii americani, și cu atașamentul. Deci o combinație. Acum, fiecare, să știți, spun cercetările, are locul ei pe creier. Deci relația trupească are locul ei, atașamentul are locul lui, dragostea romantică are locul ei. Deci sunt zone din creier care sunt, să spunem, procesate separat. Astfel încât ele se pot manifesta separat. Nu e neapărat nevoie când există relație trupească să existe și dragoste romantică, nu e nevoie când există dragoste romantică să fie și relație trupească, sau nu e nevoie la niște oameni care sunt mai vârstnici când există atașament să mai există dragoste romantică sau relație trupească. Sunt lucruri care sunt diferite. E bine, în dragostea tradițională exista o compoziție în care domina, ca și culoare, să spunem, nu știu ce să spun, albastru, domina altruismul. Și nu roșul erotismului. Altruism în sensul că te bucurai de celălalt, te bucurai de să-l vezi, te bucurai de binele lui, te bucurai de el. Nu-l puneai neapărat în ecuație cu satisfacerea ta personală. E bine, în toată perioada aceasta în care dragostea a fost convertită tot mai mult în erotism, în sex, da, s-a făcut o trecere de la dragostea aceasta romantică în care predomina altruismul la cea erotică. Însă, după cum văd cercetătorii, acum dragostea durează tot mai puțin. Dacă în urmă cu câțiva ani de zile, citeam acum 10-12 ani, și articole și spuneau că durează 3 ani, acum ceva durau 2 și acum am găsit studii care spun că durează 1, un singur an. În curând o să spună că de fapt nici nu există. Și într-adevăr s-a ajuns la situația aceasta. Eu m-am gândit ce investigau ei, pentru că cum poți să spui că dragostea, când în mintea omului care se îndrăgostește este ideea că durează veșnic, toți, am un studiu făcut acum recent în state, 92% din tineri americani, când se căsătoresc, consideră că celălalt e sufletul pereche, cu care vor sta până la moarte. Aceasta este produsul unei gândiri, unei percepții, aceea că îl iubești pe ăla și că iubirea aceea nu are sfârșit. Deci iubirea are acest germene, acest potențial al veșnicirii ei sau al relației cu celălalt. Asta este lucrul pe care îl simte în mod firesc omul când se îndrăgostește. Și este adevărat. Înainte, oamenii rămâneau îndrăgostiți. Eu am cunoscut cum făceam prin 90 și ceva. 93, 94, 95, 97. Se întâmpla să facem culegere de făcut și mergeam acasă la oameni din sate. Oameni bătrâni, îndrăgostiți, frumoși. Se iubea. Dar dragostea lor se manifesta într-o mare delicatețe a apropiei de celălalt. Avea așa o grijă și în vorbire, și în purtări, și în respect, și în jertfă, pe jertfile pentru celălalt. Adică fiecare să-l așa. Am cunoscut mult. Am mers, zic, și în zona Hunedoare, și în zona Maramureșului, și în zona Țării Lăbușului. Deci multe locuri din România în care lucrurile funcționau așa. Dar ce dragoste investigează ei? O dragoste care are o mare componentă erotică. Și, într-adevăr, aceasta nu durează. Pentru că omul inevitabil se satură de trup. Și, până la urmă, taina iubirii este taina persoanei. Faptul că trăim într-o societate care se grupează, în care indivizi se grupează în jurul obiectelor, al posesiunilor,
Asta arată că sunt tot mai puțin capabili să iubească. Omul egoist se iubește pe sine, dacă putem să numim acea dragoste. Sau permanent este motivat de ceea ce îl satisface pe sine. Și celălalt poate să fie o sursă de satisfacere a propriei tale persoane. Dar nu e o persoană independentă cu propria lui voință. Că de multe ori te gândești, nu s-a spus, cu o paranteză, eu voi încheia la un moment dat și o să trebuiască să puneți niște întrebări dacă există nelămuriri, așa că formulațiile de pe acum, ca să nu sunt pe urmă, să pierdem vreme. Iertați, nu așa procedați?